Mai cioacă mică, tu te pui cu mine? Că tu ești cel mai mare nav din istoria Stumble Guys. Bă, ce? Bă, da. A, dacă mă enervez, rup în jurăturile. N-ai drept la opinie. Stai că murim. Nu. Ultimul participant, dar nu cel din urmă, Daruxele. Dar de ce ții cu el? Păi e. Daruxel 2012 versus 100 de abonați pe Blog Dash în Stumble Guys. În acest episod i-am adus copilului Toxic cât mai mulți abonați de pe serverul meu de Discord să dea 1v1 pe rând fiecare cu el, să văd cât de bun sau cât de slab este Daruxel, iar aceștia au râs de el, dar surprinzător chiar s-a descurcat destul de bine, dar mai multe nu vă zic. La final a dat 1v1 și cu mine și cu prietenul său celălalt copil Toxic, Castorul. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută. Deci să vezi și să nu crezi, Daruxel, astăzi am cea mai grea provocare pentru tine, după cât de bine știi tu așa, eu ți-am făcut atâtea provocări de-a lungul timpului, dar azi o să zic că chiar cea mai grea o să fie, chiar, nu știu, chiar crezi că o să fie cea mai grea, intuiești tu ceva despre ce este vorba astăzi? Hai că îți cumpăr Stumble Pass-ul. Nu ți-a adun niciun YouTuber, adică nu cred că ți-a adun niciun YouTuber astăzi, dar fii atent. Ai intuit ceva că o să ți aduc persoană, dar nu o să ți aduc o singură persoană, ci o să ți aduc 100. Bine, nici chiar 100. Nici chiar 100, că nu știu dacă avem noi 100, dar încercăm cât mai multe persoane să ți aduc aici să te bați cu fiecare pe rând. Eu sunt locul 1, numai 1. Tu ești locul 0, doar 0. După cum poți vedea, hai că arăt acum, fii atent. Dacă dăm așa puțin în sus aici, dăm așa puțin în sus, vedem aici camera de așteptare. Hopa! Și vedem câteva persoane, ok? Dar nu sunt numai astea. O să fie cât mai multe persoane care încă n-au intrat, dar momentan sunt aceștia pe care vezi pe aici. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persoane. Deci cu 7 persoane trebuie să te duelezi azi momentan. Și o să facem asta pe cât mai multe persoane, să aduc foarte multe. Și ultimul, știi cine o să fie ultimul adversar? Cel mai greu adversar pentru tine o să fie prietenul tău, Castorul. Deci pe Castorul o să fie ultimul tău adversar. Crezi că o să-l bați? Da. Uite că a mai intrat cineva fix acum. Deci eu ți-am zis că o să intre cât mai multă lume, o să intre și o să te bați cu foarte mulți. Eu sper să intre peste 15 persoane, să te bați cu peste 15. Eu zic că e posibil treaba asta, că acum sunt 8, dar fii atent, Daruxele. Deci nu mai stăm mult la vorbă, o să te bați cu fiecare pe rând. Dar fii atent. Înai, cu cine? Cu Alex Stan vrei să te bați? Ok, cu Alex Stan te bați. Dar fii atent, hai să facem ceva. Deci, ultima oară te bați cu Castro, dar înainte de Castro știi cu cine te vei bate? Cu mine o să te bați, să vezi cum te bat, Daruxele. Cu mine, Daruxele. Trebuie să fii primul, că tu ești cel mai nab de aici. Pleacă mă de aici, păi cum adică tu l-ai făcut pe Alex Stan nab? Ia stai mă, hai să-l aducem pe Alex Stan aici și să vorbim, să vedem, gata, l-aduc aici, să aduc primul adversar, să vedem dacă poți să treci de el. Și iată, Daruxele, dacă o să bați foarte, foarte mulți, o să-ți fac un cadou super tare pe Stumble Guys, încă o surpriză, cum te-am obișnuit și așa, dar trebuie să-i bați. Aia? Da, chiar pe aia de 100 de lei vreau să ți-o cumpăr, de fapt, nu aia, dar dacă vrei tu pe aia de 40, bine, să iau pe aia de 40, în fine, hai că nu mai, hai Daruxele, hai să trecem direct la vorbă, să fie totul cum trebuie și hai să vedem, primul adversar. Deci primul meci, Alex versus Daruxel, hai să te văd, Daruxele, dacă poți să-l bați, sau Alex, dacă poți să-l bați tu pe Daruxel, hai să vedem ce faci, deci fiți atenți, eu m-am omorât și acum aveți voi dreptul, ia vorbiți voi între voi, ce-o îndăniți-vă așa puțin. Că tu ești cel mai mare nav din istoria Stumble Guys. Bă, da, istoria mea este egal cu doi brain cells care de-abia ai pierdut în China. Bă, ce vorbești, mă, Daruxele, aici, că nu se înțelege nimic. Daruxele, ce limbă vorbești, mă? Bă, cioacă mică, tu te pui cu mine? Da, și vezi că eu am mare, mai mare decât al lui sorta. Mă, adică mai mare decât al soră-sii, what? Bă, Daruxele. Da, dar ce? Fetele n-au cioacă? Bă, așa o fi, dacă tu zici, Daruxele, așa o fi, nu știu, de-aia, na. Hai să vedem aici cine câștigă meciul acesta. Bă, deci vreau să lăsăm oamenii acolo în comentarii să zică cine o să câștige dintre voi. Descriți acum, puneți pauză la videoclip și scrieți dacă o să câștige Alex sau Daruxel meciul acesta. Abonaților, copiii toxici, puterea toxicilor, batem pe nabul ăsta. Nu uitați să dați like și subscribe ca să-l bateți pe nabul ăsta. Hai Alex, hai Alex, să te văd, deci fii atent că s-ar putea să câștigi. Opa! Mamă, Daruxel, deja din prima ai pierdut, nu te văd bine, Daruxel, din prima. Ia-o pe asta, nubule, ți-am zis că te pa din prima. Bă, chestia era pe noroc, nu era pe skill. Ai avut noroc. Chestia aia a fost că noroc, da, te a jucat bine, bă, nubule. Bă, ce, mă? Tu ce ai făcut? Ai fost să fugi de mine, n-ai făcut un Nespro, n-ai făcut un Refire. Dar tu ai făcut Nespro? Da, am făcut Nespro, ce ai? Da, ai făcut 1000 de Nespro-uri. Bă, am făcut ăla cu țep când tu te-ai dus. Dar, Daruxele, tu în primul rând ești lab, după aia, în al doilea rând ești noob, după aia, în al treilea rând nu știi să joci niciun joc, nubule. Bun, Daruxele, deci fii atent că ești în al doilea meci, a doua rundă, primul meci ai făcut dezastru, acum ești cu Toxicelul și hai să vedem cine o să câștige runda asta, mă, hai mă să vedem cine câștigă meciul. Bă, ce-am dat-o?
Bă, toxicilul ăsta pare a try, pare a try hard. Ăla Alex a avut noroc, că a fost aia pe noroc. Hai mă să vedem dar eu se le dă călba sau nu. Bă, păstă-l pe ăsta acum, că m-am enervat, m-am băgat modul try hard. Modul try hard, ia să văd dar eu se le toxicile, nu știu de tine, dar bă, ai numele toxicilor, ar trebui să fii toxic, dar nu prea pare. Bă, el nu e toxic deloc, bă, el e versiunea mea de pe Wish, cred. Bă, ești de pe Wish? Dar dacă mă enervez, rup în jurăturile. Tu nici nu știi ce înseamnă, ce înseamnă cioaca. What? Ce mă, dar eu se le, că și în prima rundă tot asta e, bă, ce mă cu asta, dar eu se le. Bă, bă, ce ți-am dat-o? Păi bă, mamele la ăștia le plac cioaca. Ia, pentru asta o să câștigi meciul ăsta. Hai să te văd. Mamă, dar Rusele te-a activat, mă, te-a supărat la meci trecut, mă, te-a supărat. Mamă, dar Rusele te-a enervat la culme, bă, bune te-a enervat, dar Rusele. Ia să vedem, mă, bă, dacă tot te-a enervat, trebuie să și câștigi meciul ăsta, dar Rusele, dacă nu, rușine. Dau un pant, zboară laser, au. Ia toxicelul, ia să te văd. Opa, fii atent, mamă, ce s-au luat ăștia între ei aici. Să bat wrestling, WWE, toate astea pe aici. Încearcă Darusel ceva, un pumn să dea, dar nu îi reușește lui Darusel, din păcate. Sau din fericire pentru toxicelul. Ia să vedem, s-ar putea să cadă, nu l-a căzut. Ce o să scadă și eu, o să fie cioaca ta. Bă, Darusel, ai ceva cu ciocile, mă, bă, Darusel, și mie ce trecut la fel, ai zis, bă. Am bărgat din ce la opinie. Mamă, dar Rusele, n-ai dreptul la opinie, auzi? N-ai dreptul la opinie, prucule. Că tu n-ai cioacă. Eu am cioacă, nu ca tine. Bă, dar Rusele, bă, opa, bine, mă, dar Rusele, în sfârșit ai câștigat și tu, bă, a doua rundă. Bă, dacă nici meciul ăsta nu-l câștigai, erai slab, rodă, tu, dar Rusele, bravo, mă, ai trecut în etapa următoare, cum s-ar spune, oricum tu ești. Dar Rusele, deci fii atent, e al treilea meci ăsta, hai să te văd acum, trebuie să te bași cu Dirty Devi, a.k.a. David, mai pe scurt, și hai să vedem, dar Rusele, dacă poți să-l bați tu meciul acesta. Te bat, Nabule, te bat la meciul ăsta, pe bune. Bă, ai măuturi sau nu, Iagi? Ai măuturi, n-ai măuturi. Mamă, dar Rusele, l-ai bătut, dar tot ai intrat și tu, nu știu ce să zic, cred că l-ai bătut totuși, sau ia să vedem, da, mă, dar l-ai bătut. Bravo, mă, dar Rusele, ai că te-ai dus bine, că în primul meci n-ai câștigat, dar astea două ai câștigat, bine, cel mai scur meci, bravo, dar Rusele. Bun, dar eu să le primul meci nu te-ai descurcat, dar următoarele două te-ai descurcat și să vedem al patrulea cu Mihai acum, Mihai are schimbă pisica acum. Ia să văd, dar eu să le, dacă îl bați pe Mihai, ce crezi, mă, te bate sau nu te bate, dar eu să le? Nu știu. N-are cum, mă. Ia să te vedem, dar eu să le. Copilul s-o urcă pe capul meu, copilul meu e monkey, fii antenă. Ia, fii atent, dar eu să le, că văd că are și el emoturi, cred că are și, din câte am văzut, parcă are și el, da, uite, are și el emoturi, dar să de, opa, ți-a dat-o, bă, dar eu să le, opa, era să cadă, mă, dar eu să le, vezi că te descurci bine, bă, Darusele. Mamă, ești tryhard, Darusele, că ai pierdut, te-ai enervat pe primul meci. Ia. Sau, fii atent. Opa, ce facem ăsta? Mamă, ce animații ți-a dat. Mamă, te ia la mișto, Darusele, te ia la mișto. Tryharder vs. tryharder acum. Ia să vedem. Tryharder vs. tryharder. Ah, bă, eu vorbesc și joc și tryhard. Uite, Darusele, el se concentrează, nu prea are chef de vorbă, Mihai, văd. Nu prea vrea să vorbească cu tine, să concentrează, vrea să te bată, Darusele. E să dovedească că ești slab, Darusele. E să dovedească că ești slab și eu așa aș vrea să pierzi tu toate meciurile, dar din păcate ai câștigat două. Dar ia să vedem și ăsta, poate nu știi ce pe ăsta. Mersi că mi-ai făcut loc, mă, acesta schema ț. Hai, poate te iau la turnee, ce zici? Că văd că e bun. Mamă, dar Rusele, ce mă, îți faci acum prieteni, ori îți faci prieteni, ori? Da, ăsta face schema mea. Gata, dar Rusele, cu Mihai nu mai ești toxic, ești pe interes acum, vrei să obții ceva de la el, să te joci cu el la turnee, să-ți facă bani, să-ți ia gemuri, o groază, asta vrei tu. Da, ia să te văd, Darusele. Bă, dar durează ceva meciul. Opa! Nu! Mamă! Darusele, te-ai dus, mă, bă. Deci ai văzut ce strategie a avut Mihai, da? Să nu vor... Ia. Te-a băgat în coștiu. Gata, te-ai dus, Darusele, papa. Atât a fost de zi, nu mai zic, Darusele. Trecem în runda 5-a. Momentan 2 loser, 2 winner. Ești ok. Darusele, fii atent, meciul al 5-lea. Deci fii atent, dar ai skin-ul cam același ca al tău, așa, Gummy Bear din ăsta. Hai să te văd, Darusele, dacă o să câștigi meciul al 5-lea sau dacă o să-l pierzi aia 5-lea.
fără hack ești nimica, bă. Nimica, Nabule. Ia uite, Darusele, te face nab. Bă, Darusele, ți-a furat vorbele, ia uite. Nabule. Eu nu sunt ofendat cu copiii cu hack, nu sunt ofendat. Și ce ofendat, mă? El fără hack nu-i nimica. Nabule, fără hack am 5 speciale. Ia uite, Darusele. Câte speciale ai fără hack, Nabule? Da, eu nici n-am hack, am vreo 7-8. Da, dar ai avut. Crezi că nu te știm noi pe tine? Vorbim, am avut hack. Dar, stai să vezi ce-ți dau. Păi da, mai bine nu dădeai. Ia, mă, dar eu să deci fii atent că s-ar putea să te bată Luca sau ia să-i de mie. Fii atent că s-ar putea... Mamă, cred că moare. A, n-a murit, mă, n-a murit. Opa. Mamă, ce-am crezut că te bagă direct în țep. Ia fiți atenți că s-ar putea să pierdă unul acum și... Opa, mamă, eu pierdeam din start aici, deci băieții... Aoleu, ia să-i dăm chemeci, pă... S-a adus. Bine, mă, Darusele. Darusele, 3 meciuri câștigate, mă, bravo, mă. 3 meciuri câștigate, 2 pierdute. Te-ai dus în etapa următoare, ai să deși cu al 6-lea participant, Darusele, că te văd bine de data asta. Darusele, runda 6-a, al 6-lea concurent. Acum te bați cu Oleg și vreau să vă sunt curios dacă îl bați. Uite, fii atent că are skin-ul cum îl avea băiatul acela, Mihai Jirun, sau nu mai știu cum îl chema. Are acela skin. Ia să văd dacă îl bați. Alex, crezi că îl bați, Darusele? Și-a schimbat numele, cred. Și-a schimbat numele și-a pus voice changer. Nu și-a schimbat, mă, numele. Ia să vezi acum când vorbește că nu și-a schimbat niciun nume. Ba nu, mă, e mai noob ăsta, e mai noob ăsta. Uite cum e, bossule. Mamă, Darusele, l-ai făcut să scoată doar 2 cuvinte și gata. Bine, mă, Darusele, 4 meciuri câștigate, 2 pierdute. Bravo, mă, Darusele, până acum aduci bine rău de tot. Bun, Darusele, și-am revenit și cu al 7-lea meci, al 7-lea participant. Să te văd dacă o să te bată, poate să face 4-3, nu știu, 4-2 acum. Hai să vedem, chiar sunt curios ce o să faci azi. Nu mă atinge, bă, un deget nu atinge la cine, bă, fii antenă. Deci acum te bați cu Enoch, ca să știe toată lumea. Enoch te cheamă, nu? Așa zicem. Și să vedem ce se întâmplă. Ia, care sunteți? Care e Gamibero? Darusele, tu ești, nu? Da, mi-mi place okay. Gamibero. Bine, ia să văd dacă te bate sau nu, dar Darusele, ia. Zi. M-aș trimit de la de... Bravo, ai schimb că n-ai schimb Candy Bear. Da, a zis unul, dar nu mai știu cine a zis. Da, Gamibero era. Da, nu-i Candy Bear. Dacă zici Candy Bear, ești o greșeală. Bă, de ce dai emoturi? Oricum, tu fără emoturi nu poți să te joci, că ești prea nab. Ce, bă, eu te bat și fără emoturi. Da, bine, hai încă o dată, fără emoturi. Mamă, Darusele, te mai vreau încă o dată, mă? Nu mai dăm încă o dată în episodul ăsta, gata, o dată ai avut Enoch, mamă, dar a vrut și el să scoată un cuvânt pe gură, nu l-a lăsat, dar Darusele, i-ai dat mare pum direct și cam atât a fost. Deci, da. Bravo, mă, Darusele, pe normal, trebuie să fii modul tryhard, dacă nu, papa, Darusele, zbor de aici. Deci fii atent, Darusele, ai 5 win-uri și 2 loser. Bravo, mă, Darusele, hai să vedem cu următorul concurent dacă o să-i faci față la al 8-lea. Bine, mă, Darusele, ești al 8-lea participant acum. Bine, nu ești tu, este, nu sunt noob, îl cheamă pe Discord, dar cum îl zicem, Ianis? Parcă hai să vedem dacă îl bați pe Ianis, Darusele. Hai să vedem dacă e noob sau nu. El este cel mai noob de aici, uite-l la ce skill face. Bine, Darusele, ia să vedem ce face Darusele, ia. Bă, încerc tu ceva, Darusele, dar văd că nu prea se bine. Ia. A, nu, el încearcă ceva. Ești așa de nap. Uite alea ca ce sunt dai super panceava. Ia-o-ți, mă, Darusele, ia dă-i. Ia să te văd, Darusele, dacă îl bați. Fii atent, chiar 8-lea participant, Darusele. Ia ni scris că îl bați sau? Ia, cade. S-a adus. Mamă, Darusele, bravo, mă. Bă, Darusele, vezi că o duci din ce în ce mai bine. Deci al câtelea, al 5-lea, al 6-lea meci, nici nu mai știu al câtelea ai câștigat. Am apăsat din greșeală și mi-a dat acolo. Și când am apăsat înapoi, nu mai avea nici, m-a dus în spate. Aia e, atât a fost, gata. Darusele, nici nu mai știu dacă e al 8-lea, al 9-lea, dar din câte știu, al 9-lea concurent și ai 7 win-uri din nu, ai 6 win-uri din câte știu și să văd acum că poate pierzi, te bați cu Alex. Acum este văd, Darusele, ce poți să faci de data asta? Că trebuie să mai pierzi și tu o dată. Cred că la asta o să pierd. La ăsta cred că mă bate. Am eu o presimțire. Ai o presimțire, dar prea ai câștigat prea multe. Alex, îl bați, ce crezi? Îl bați sau nu-l bați? Nu poți câștiga, nabu. Oare fac super punch pe video? Oare fac super punch pe video? Hai să vedem, Darusele, ia, încerci tu ceva, dar nu cred că ți iese. Dacă faci super punch, mai cum te stumble pe. E, câte mă, Alex, bă, lasă-l și pe Alex să vorbească, Darusele, că iar nu lași lumea să vorbească. Nu, bule, nu o să câștigi, crede-mă. Am auzit, Darusele. Ia. Bă, zică, bă, Alex, Black, nu, bule, nu o să câștigi. După câteva secunde, tot el moare. Nabule. A, bă, mor, gata. Dar bine, ești prea noob, gen. A, bă, te rog, mor, ha, bă, te rog, mor, bă. Hai, mor, hai. Uite cum mor, uite cum. Ia. Aproape, mă, Darusele, încerci, bă, încerci, dar nu prea țin să, Darusele. Ai cam pierdut antrenamentul după atâtea meciuri câștigate, câte să mai câștigi, Darusele? N-am,
oare câte meciuri sunt dacă câștig? Ăsta e unul dintre ele, ăsta e un meci câștigat. Bă, și pe ăsta Mădăruțele, 7 win-uri, incredibil așa ceva, din 9 meciuri ai 7 câștigate, bravo Mădăruțele, ești prea bun, am ce să zic, cam atât, bravo Alex, momentan, na. Gata, s-a putut, aia altă dată, mamă, Mădăruțele, deci fii atent că al 10-lea participant sunt eu, Mădăruțele, și al 11-lea o să fie Castor, Mădăruțele, Mădăruțele. De asta nu era niciunul, bacea. Ce mă? Mamă, stai că eu nici n-am banana și alea. Stai că o să fie greu challenge-ul ăsta pentru mine. Sper să nu dai emote-uri, dar Ruxele, că eu am uitat, mi s-au schimbat asta. Uite ce am eu. Uite, eu am astea, dar Ruxele. Nu știu de ce le-am așa. Lol. Uite ce am eu. Păi da, o să plânge acum când o să pierd meciul ăsta normal, dar Ruxele. Ce? Bă, să nu dai pum, te rog, ok? Dacă dai pum, dar Ruxele, dacă dai pum, o să ai 10 ani de ghinion. Deci, bun, 10 ani de ghinion, gata, dar Ruxele, 10 ani de ghinion, pa. Ai spus că n-am voie să stau fund, dar eu ți-am dat picior. E, păi nici de ăla n-ai nevoie, adică niciun emote. Păi dă-mi emote-uri de astea, uite cum am eu, cu față fericită, cu d-astea, d-astea se dai. Da, n-am numai ăsta. Păi normal că o să plângi, dar Ruxele ăla, dar nu poți să-l folosești când o să cazi, deci folosește-l după acum că știi că o să pierd și cam aia e, că după când mori, mori și gata, nu mai apar nicăieri. Hai, dar Ruxele, bă, nu, stai că murim, nu. Mamă, bă, dar Ruxele, ce e bă așa intens meciul ăsta, că nu s-a mai întâmplat niciodată să fie așa de intens între noi meciul. Mamă, dar Ruxele, pe... Să fii intens cu altcineva, nu cu tine, nabule. Mamă, dar Ruxele, păi, dar stai să vezi, dar Ruxele. Ia. Hai să vezi, ia. Gata. Pa, mori. Ha, mă, dar Ruxele, mor, bă. Mor și tu odată, bă, dar Ruxele, că nu știu dacă te-am mai bătut de mult timp, în ultimul. Ba, de fapt, stai, mă, că te-am bătut în ultimul episod, te-am bătut. Bă, nu. Bă, să... Da. N-am ce să mai zic, dar Ruxele. Ai, deci fii atent, dar Ruxele. Stumble pe... Bă, dar Ruxele, fii atent, ai 8 meciuri câștigate, 2 pierdute, deci doar 2 persoane până acum te-au putut învinge, da. Și acum ultimul participant, dar nu cel din urmă, dar Ruxele, Castorul, prietenul tău. Crezi că o să te bată Castorul sau nu? Tu ce zici? Eu zic că o să fie easy, că eu l-am învățat. Este master versus trainer. Te-am bătut să cumperi Stumble Pass-ul. Hai, gata, dar Ruxele, cu Stumble Pass-ul, că prea ți l-am luat de prea multe ori. Nu mai Stumble Pass, hai, bă, numai asta vrei. Gata, bă, dar Ruxele, gata, dar Ruxele. Păi hai să vedem dacă l-o bași și pe Castorul. Poate dacă l bați pe Castorul. Dacă nu, ai, nu știu ce să zic, cam atât o să fie. Și... Vedem, dar Ruxele, dar poate, cine știe, poate îți cumpăr în alt episod, cine știe. Bine, hai, nabule, pa! Pa, dar Ruxele, sper să pierzi. Final round, fight! Fii atent, dar Ruxele, runda finală cu Castru, deci dacă câștigi pasta, iei cele mai multe puncte și a câștigat totul, dar Ruxele, deci dacă îl bași pe Castru acum, cele mai multe puncte. Castru, te bagi, te termini, știi și tu cine e mai bun, nu? Da, eu, de ce? Eu? Ce? Bă, dar nu mai minți, bă. Ia. Mamă, ce era să-l dai jos, dar Ruxele, pe Castru, ia, stai să vedem. Lasă, îi dai un pumn, îi dau super punk. Ce, bă, dar voi nu erați prieteni? Păi da, păi da, noi suntem prieteni până... Bă, noi suntem prieteni până... Da, dacă e... Adică dacă e să fie ceva, un război, noi nu mai suntem prieteni. Am înțeles, deci dacă vă războiți acum, cum ar veni? Da! Războiști, dar pe Stumble Pass. Păi, între voi, nu o să vă dau eu, e între voi, dar Ruxele, dacă te bate, îl dai. Gata, s-a zis. Ba da, s-a zis. Și dacă îl bate, îl îmi dă, nu? Da. Ba da, bă, adică... Păi nu, da, că eu n-am bani. Auzi, nu să dă, doar dacă să strâng 1000 de like-uri, auzi. Așa a zis. 1000 de like-uri? Da, să trebuie la fel, dar n-ai tu bani din YouTube, că noi îți facem bani, ia de cumpertul amândoi. Păi nu ți-am luat, mă, de 7 ori. Și ce, bă, și ce? Mie nu mi-a luat niciodată. Eu merit mai mult. La ce provuz? Da, ești cel mai... Mie nu mi-a luat niciodată. Ești nesimțit. Easy as pro, pasată noroc am scutit. Mă, dar Ruxele, ce faci, mă, nu-l bați? Hai, bate-l odată, să văd. Dar de ce ții cu el? Păi, de fapt, nu știu că eu n-am voie... Chiar nu trebuie să țin cu el în challenge-ul ăsta, chiar nu trebuie să țin cu el. Nu, mai favorit, nu, toată, Castru ești, aici nu, te uite cum faci. Da, nu, cum sunt noob? Hai să zicem, pe bune, cine e cel mai noob de aici, Rafael? Bă, pe vor vă bateți voi doar cu mine, că nu mă bat eu acum. Rafael, tu n-ai tu plus să te bași cu mine, bă. Ia că nu mai câștigați niciunul nimic, gata, pa. Dar mai bine îmi dai tu credit că crowd-ul tău și aia eu totuși ai tu. Bă, eu mă gândeam așa, mă gândeam. Contul tău de YouTube, nu mai bine îmi dai tu contul tău de YouTube. Contul tău de OnlyFans, nu mai bine faci asta. Ce e la Ruxele? Ia, bine, mă! Bine, mă, Ruxele! Mă, Dani, eu vreau rematch!
Nu o să mai face, nu. Gata, atât a fost, bravo mă, Darusele, deci am, ți-am zis, Darusele, Darusele, orice se, gata, Castăle. Nu mai apare niciun clip de la tine, Napule. Bă, Castăle, nu, pare rău. Lasă-mă, Darusele, îți dau bloc. Nu. Lasă-mă, bani. El mai vine lui Rafael, pentru asta, Rafael ne cumpere la amândoi 1000 de stambări. Lasă-mă, pace, nu vreau mai nimic.